Oamenilor bun găsit, buni și frumoși! Bun găsit, dragi telespectatori și dragi credincioși! Iată-ne la începutul postului a Dormirii Maicii Domnului. Suntem în duminica a 6 după Pogorârea Sfântului Duh. Duminica aceasta, iată, 1 august și până la 15 august, prima zi din post, duminica aceasta, și până la 15 august postul a dormirii. Mai ci Domnului, un post în care, așa cum spun Sfinții Părinți, deși ne aflăm în plin, plin sezon și o, lumea, oamenii sunt uh, în vacanțe, sunt, uh, cum să spunem așa, în plin program de uh, plăcere, de bucurie, uh, totuși acest post se ține, după cum spun Sfinții Părinți, în la fel ca postul mare, postul adormirii Maicii Domnului. Voi îmi spune câteva cuvinte și despre uh, acest moment. Duminica a șasea după pogorârea Sfântului Duh, în care este prăznuită, Biserica Ortodoxă prăznuiește scoaterea Sfintei Cruci și pe Sfinții Fra Frați Mucenici Macabei. Aș vrea să spun câteva cuvinte, întâi de toate ar trebui să spun să spunem cum se numesc acești frați, fiindcă este foarte important să citim Cartea Macabeilor, un moment absolut extraordinar în istoria poporului Iudeu, un exemplu extraordinar pentru istoria bisericii universale, dacă vreți. Deci Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Avim și Marcel. Uh, maica lor, Solomonia. Mama acestor frați Macabei, Solomonia, și dascălul lor, Eleazar, să spunem așa, părintele lor, Eleazar. Am pomenit numele acestor uh, uh, frați care au jucat un rol foarte, extrem de important în, în uh, istoria poporului iudeu și un exemplu excepțional pentru istoria uh, neamului omenesc am putea spune de ce nu și noi ne inspirăm și cu adevărat ne-am inspirat fiindcă avem și noi în istoria noastră, iată pe Sfântul Constantin Brâncoveanu și mulți alții care s-au uh, inspirat în primul rând din jerfa Mântuitorului și apoi din jerfa celor care au slujit neamului lor. Dragii mei, Duminica aceasta, așa cum am spus, se prăznește scoaterea Sfintei Cruci, care era un obicei pe care îl făcea împăratul la Constantinopol, scoteau Sfânta Cruce și mergeau în procesiune de la Palat la Sfânta Sofia și înapoi tămâind uh, Sfânta Cruce cu preoți, cu diacon, cu cântări uh, aduse Maicii Domnului, Mântuitorului, bineînțeles, uh, lucru pe care îl gândeau și ca o, să spunem, o prevenție, o profilaxie medicală. Pentru că se socoteacă multe dintre, uh, știu mulți dintre agenții patogeni, bacterii, microbi, virusuri, erau îndepărtate prin scoaterea Sfintei Cruci. Astăzi s-ar spune că este ceva, sigur, rudimentar, este ceva <coughs> neștiințific, antiștiințific, ține de, în sfârșit, iluzie, ține de o spiritualitate deșănțată, dar noi știm foarte bine și s-a demonstrat științific că semnul Sfintei Cruci uh, modifică uh, chiar și structural, biologic, uh, totul în jurul uh, lui. Adică atunci când se face semnul Sfintei Cruci sau când este prezentă o Sfântă Cruci acolo, în jur uh, lucrurile se modifică în mod radical și sigur că da, înspre bine, după cum știința a demonstrat. <căt> Așadar, putem spune că este o zi în care Sfânta Cruce, iată, este scoasă pentru a fi îmbrățișată și în acest post. Putem spune că trebuie să ne agățăm cu toată forța de crucea aceasta, pentru că ne stă înainte un post de două săptămâni, un post destul de aspru, care, bineînțeles, în mijlocul acestei lumi care freamătă de bucurie, e o frenezie generală, mai ales aici pe litoral, luna august este o lună cu totul și cu totul specială, este capacitate maximă peste tot, să spunem așa, toți românii care au muncit peste ani, iată, vin să se relaxeze în fel și chip, de la cele firești până la cele nu suprafirești, ci nefirești sau antifirești. Și atunci, în, în tumultul acestei lumi, noi începem postul. Foarte, foarte paradoxal, dacă mi este permis asocierea acestor termeni care... Uh, mai degrabă sunt pleonastici, am putea spune însă foarte minunat, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, că în mijlocul tumultului acestei lumi, care dorește cu orice chip să se relaxeze, să se distreze, să fie fericită noi, iată începem uh, postul adormirii Maicii Domnului. Am spus lucrul acesta pentru că da, cu adevărat, mama lui Dumnezeu, cea prin care a venit mântuire la toată lumea, ne-a venit nemurirea, ne-a venit învierea, iată, moare și ea, adoarme și ea, moare și ea, nu este scutită de aceasta, lucru care nu ne poate duce cu gândul decât la faptul că moartea este darul lui Dumnezeu și de fapt este un dar care, deși e o consecință a neascultării noastre, Dumnezeu transfigurează acest, Moment al căderii noastre și îl, îl transfigurează într-un Paște, desfințând astfel moartea sau transfigurând astfel moartea, cum zicea bine zicea cine zicea. Dumnezeu a făcut trecerea aceasta a fiecărui om, a făcut din trecerea fiecărui om, adică din moarte, un even, eveniment spectaculos un eveniment tainic, dar spectaculos, care nu este altceva decât Paștele fiecăruia dintre noi, învierea învie, fiecăruia dintre noi. Sigur, învierea este negreșit singura realitate a lumii acesteia și dacă vreți ultima realitate a lumii acesteia, nu moartea e ultima realitate, ci învierea e ultima realitate, dar, într-adevăr, și învierea poate să se producă în în două sensuri. Despre asta vom vorbi, însă, altă dată: în viere spre unire cu Domnul în veșnicie sau spre depărtare de Dumnezeu, de cădere din har. dar dragii mei, Duminica Scoaterii Sfintei Cruci, Duminica Vindecării Slăbănogului din Capernaum, Iată un moment să vârșește Dumnezeu o minune în priveliște și mai mult decât atât va aduce practic o nouă perspectivă asupra uh, credinței în Dumnezeu, asupra existenței lui Dumnezeu, va aduce din abstract pe Dumnezeu ca idee, ca filozofie îl va aduce, dacă vreți, în fața, va produce o întâlnire a oamenilor cu Dumnezeu și cu lucrările sale. Dar despre toate acestea, într-o omilie la Duminica Vindecării Slăbănogului din Capernaum, îl avem pe Sfințitul părinte Teodosie, așadar, cuvântul chiriașului. Iubiți credincioși, iată Sfânta Biserică continuă să ne ducă împreună cu Mântuitorul pe calea propovăduirii sale. Mântuitorul propovăduia nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta. Dacă acum o duminică l-am văzut pe Mântuitorul Hristos în Ținutul Gadara, unde a vindecat doi oameni demonizați, alungând demonii în turma porcilor, iată de acolo a plecat cu corabia și a venit în orașul său, adică în Capernaum, pentru că ne spune Sfânta Evanghelie C a părăsit Nazaretul și a venit așa, a locuit în Capernaum, lângă mare. Și iată s-a auzit că a venit Isus aici. Au venit și mulți oameni ca să l-asculte, ca să-și aducă pe bolnavii lor, ca să se tămăduiască de toate neputințele lor. Și un lucru neobișnuit Patru oameni au venit cu un paralitic purtându-l pe pat și l-au adus înaintea Mântuitorului. Și ei erau credincioși, dar și cel bolnav era credincios. Spune mai întâi Mântuitorul că văzând credința celor patru oameni care îl duceau fiecare de o latură a patului său, a zis slăbănogului Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Aici se vede că n-a văzut mântuitorul doar credința celor ce-l duceau ci a văzut și credința celui bolnav pentru că îi se adresează cu fiule. Nu poate fi cineva fiu dacă nu crede în Dumnezeu. Erau acolo ca de obicei și farisei care voiau să vadă ce mai spune, ce mai face, ei căutau să-l prindă în cuvânt și în faptă ca să-l osândească înaintea tot poporul și să-l condamne. Grija lor era să scape de Isus Hristos, după care mergea tot poporul, poporul lăsase pe farisei, nu mai venea la sinagogă, venea după Isus să-l asculte, să-și tămăduiască bolile, își aduceau bolnavii, îl întrebau uneori, erau însetați oamenii după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci fariseii auzind aceste cuvinte, deodată l-au condamnat în inima lor. Cine este acesta care iartă păcatele? El hulește cum poate să ierte păcatele. Pentru că iată multe minuni s-au făcut de către proroci, chiar și învieri din morți. Dar să ierte păcatele nu s-a auzit până atunci că vreun proroc care a făcut minuni a iertat și păcatele cuiva. Ei îl vedeau ca pe un om, un om înțelept, un om plin de știință, plin de putere, dar nu-l vedeau Dumnezeu. Îl vedeau un om cu cuvânt puternic, cu știință multă, cu știința Scripturii, dar nu-l vedeau Dumnezeu. Și invidia cu prințese pe toți, pentru că în loc să vină la sinagogă, unde vedeau ei să citească și să tălmăcească legea, mergeau după Isus, până departe, la malul mării, pe munte, chiar lângă corabie stăteau și-l ascultau. Și iată aveau de ce să fie invidioși, pentru că invidia la ei era un lucru obișnuit. Iisus a cunoscut gândurile lor și le-a zis, de ce cugetați în inimile voastre că cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și iată, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ce credeți că este mai les de a zice? Iertate-ți în păcatele sau iați patul tău și mergi la casa ta? Ca să știți că are putere Fiul omului pe pământ să ierte și păcatele, a zis slăbănogului, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și el, ridicându-se deodată din pat, și-a strâns patul și a plecat spre casa sa. Mulțimile, văzând una ca aceasta, îl și știau pe cel ce era slăbănog și acum era sănătos și puternic, nu numai că s-a ridicat din pat după multă vreme, dar avea putere că și luase patul și mergea cu el. Atunci mulțimile au laudat pe cel ce a făcut minunea zicând minunat este Dumnezeu cel ce dă oamenilor această putere. Au răimați uimiți de această minune iar farisei au fost rușinați și scârșneau din dinți de furie, cum i-a rușinat înaintea mulțimilor cel ce vindeca toată boala și toată neputința în popor. Dar să înțelegem, această minune este mai mare decât învierele din morți, mai mare decât învierea lui Lazar, mai mare decât vindecarea leproșilor, mai mare decât umblarea pe mare ca pe uscat, mai mare decât potolirea furtunii. De ce? Pentru că păcatele le facem înaintea lui Dumnezeu. Este că păcatul este călcarea voiei lui Dumnezeu. Nu s-a pomenit ca cineva să ierte păcatele. Iată, Iisus Hristos, iartă păcatele. Aceasta e de fapt cea mai mare minune. În afară de învierea sa de morți cu puterea sa proprie, după ce toate încheieturile au primit bătăi și loviri și fața sa și mâinile sale erau rănite de piroanele cu care a fost răstignit și picioarele și cu astea a fost împunsă și a viat cu puterea sa pentru că era Dumnezeu. Iată, a ierta păcatele aparține numai lui Dumnezeu. Prin aceasta a arătat că este Dumnezeu. Dar cine să înțeleagă cu inima împietrită, cu gura se mărturisește spre propovăduire, iar cu inima se crede spre mântuire, spune Sfântul Apostol Pavel. Iată, Mântuitorul propovăduiește și cu gura, dar propovăduiește și cu fapta mai ales. De ce a spus întâi, iertate-ți sunt păcatele tale? Pentru că păcatele erau pricina slăbănugirii acelui om. Păcatul este cea mai grea rană pentru suflet mai întâi, dar și pentru trup. Pentru că rana sufletului se prelungește la trup. Cine săvârșește păcatul este legat de moarte, pentru că păcatul a adus moartea. Păcatul a adus boala, păcatul a adus neputința, a adus lăbănugirea. Cine scapă de păcat, cu ei se iartă păcatele, scapă și de boală, scapă și de slăbănogire. Este această strânsă legătură între păcat și boală. Păcatul este boala cea mai grea, mai grea decât lepra, mai grea decât paralizia, mai grea decât orice altă boală pentru că este cauza tuturor bolilor și cauza morții. Dacă ți s-au iertat păcatele, ești liber și de boală și de orice neputință. Și aceasta a făcut, a înlăturat cauza ca apoi să se arate efectul. Dacă s-au iertat păcatele celui slăbănog, atunci trupul lui s-a întărit deodată și n-a avut nevoie de niște etape de vindecare. A izgonit păcatul iertându-l Mântuitorul Hristos din sufletul și din trupul slăbănogului și atunci el s-a ridicat. Dar cine să înțeleagă? Oamenii păcătoși nu pot să înțeleagă. Fariseii erau drepți numai la vedere, dar în erau plini de păcate. Aveau păcatul mândriei, al zavistiei, pentru că o sândeau fără să știe adevărul. Pizmuiau, urau pe Isus Hristos care făcea bine tuturor. Cum să urăști pe cineva care face numai bine, care ajută oamenii, care îi ridică din boală, din moarte, care îi dă hrană când sunt flămânzi. Iată, a urât un astfel de om, cum îl vedeau ei om, este păcat greu, păcat de moarte. Ura, mânia, pisma, invidia, acestea sunt păcate grele, care leagă pe om și îl fac să poarte în sufletul său și în trupul său mult venin. Fariseii vorbeau din prisosul inimilor. Erau mândri, invidioși, urători de oameni, pentru că ei nu din milă de oameni făceau milostenii, ci ca să fie lăudați de oameni. Mântuitorul a și spus Milă voiesc, chiar nu jertfă. Pentru că farisei aduceau jertfă să se laude cu jertfele pe care le aduc ei. Dar Mântuitorul căuta milă, căuta dragoste, căuta sinceritate. Iată ce pil de, învățătură ne dă prin această minune Mântuitorul Hristos. Cât de bine a învățat Mântuitorul pe mulțimile care erau în prejur. Și cum au înțeles și mai târziu oamenii de ce a spus iertateți ți în păcatele, pentru că era Dumnezeu. Acesta este semnul cel mai puternic al Dumnezeirii sale. Și iată tot astăzi, Sfinții Părinți, de la sinodul al patrulea ecumenic, ne se aduce aminte în Sfânta Biserică că s-au întrunit la Calcedon, la 451, ca să corecteze o învățătură înțeleasă greșit, că Mântuitorul a avut două firi, dumnezeiască și omenească, dar firea dumnezeiască a cuprins și firea omenească și atunci rămânea o singură fire, Sfinții Părinți au tălmăcit această taină a persoanei Mântuitorului, că El este și Dumnezeu și om, că rămâne pentru totdeauna Dumnezeu și om. Este persoana lui Dumnezeu, Fiul, care a luat trup omenesc din Fecioara Maria și trupul pe care l-a luat rămâne pentru totdeauna al persoanei Fiului lui Dumnezeu, de aceea este Dumnezeu și om în același timp și cele două firi sunt unite în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Așadar, acest adevăr ne face pe noi să fim îndrăzneți înaintea Fiului lui Dumnezeu, că El știe slăbiciunile noastre, el a luat firea noastră și a păstrat-o și a curățit-o de păcat și a întărit-o și a îndumnezeit-o și acesta e scopul nostru. Se urmăm lui Hristos ca acolo unde s-a suit El cu firea omenească noastră, împreună cu persoana sa dumnezeiască, cu firea dumnezeiască, acolo ne așteaptă și pe noi, căci firea omenească a luat-o ca să o Dumnezeiască. Să facem și noi binele, să credem, să mărturisim pe Dumnezeu cu gândul, cu cuvântul, cu fapta, cu credința, cu dragostea, cu curăția vieții noastre, cu toată facerea de bine, ca Dumnezeu să locuiască în noi și noi să tindem să locuim cu Dumnezeu în împărăția sa cea cerească de care să ne învrednicească pe toți Bunul Dumnezeu. Amin. Mulțumim în al Sfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură. Duminica Vindecării slăbănogului din Capernaum. O duminică în care, iată, Dumnezeu arată oamenilor că întâlnirea cu El, întâlnirea cu Dumnezeu nu poate să fie decât înălțătoare. Avem așadar, dragii mei, un moment care, prin care am trecut fiecare dintre noi un moment epic, să spunem așa, prin care Dumnezeu ne ridică din slăbănogeala cugetelor noastre, ne ridică din paralizia uh, sufletească spre căutarea luminii lui Hristos. Sigur în mod uh, excepțional, uh, iată avem uh, cartierul general în care uh, din care sau în care Dumnezeu își pregătește călătoriile misionare pe întreg teritoriul Palestinei și dincolo de ținuturile lor. Iată, suntem în Capernaum după ce am plecat din ținutul Gergesenilor, din Gadara, acolo unde după cum spun exegeții biblici și după cum însăși însuși Dumnezeu mărturisește, în mod foarte politicos proprietarii porcilor l-au invitat pe Dumnezeu să plece de la ei. Unii tâlcuiesc asta că s-au smerit și s-au înfricoșat, așa cum odinioară Petru când a văzut mulțimea peștilor după ce pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic, după ce văzuse mulțimea peștilor pe care a prins la cuvântul lui Dumnezeu s-a prăvălit, s-a prăbușit la pământ și a spus, pleacă de la mine, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Unii tâlcuitori spun că așa s-a petrecut și în Gherghesa. Alții, din potrivă, spun că aceia văzând o pagubă atât de mare, iată, l-au invitat atât de politicos să plece din ținuturile lor, ținuturile lor, să nu le aducă și o altă pagubă. Nu știm ce vor fi voit, Dumnezeu știe însă, pentru că cunoștea inimile lor și acum mai mult decât atât, I-a văzut, le-a văzut și sufletele perso la judecata personală. Așadar, dacă vor fi, va fi fost din smerenie, atunci binecuvântată este această cerere. Dacă va fi fost din lăcomie, atunci lucrurile stau puțin diferit. Așadar, pleacă din Ținutul Gherghesenilor, acolo unde vindecase pe cei doi demonizați, și iată vine de cealaltă parte a mării, vine în Capernaum acolo unde săvârșise atâtea minuni, acolo unde cu boala, cu rana sa pe toți a vindecat, acolo cu, unde cu jerfa sa atâtea și atâtea vindecări, acolo unde i-a miluit pe toți pe toți bolnavilor și îndrăciților lor i-a vindecat. Acolo însă, iată, este adus în acea îmbulzeală disciplinată, am putea spune, a acea îmbulzeală sfioasă care vine dintr-o curiozitate, dar în același timp și dintr-o uimire, este adus acest slăbănog, acest paralitic, care, sigur, în nenorocirea sa, nu mai dorea nimic altceva decât Dumnezeu să-l izbăvească de durerea sa. Dragii mei, poate că este bine să zăbovim o secundă la acest moment. Mulți dintre cei care sunt suferinți de boli cronice, mulți dintre cei care au dureri mari din pricina bolilor, a rănilor, a accidentelor sau din alte pricini, cum sunt, iată, demonizații din Gadara, pricina este această suferință pe care o aduce asupra lor duhurilor, că, duhurile căzute. Dar din pricina suferinței mulți dintre noi, atunci când vine ispita, când vine durerea, vine suferința, își doresc ca să fie izbăviți, adică în ce fel izbăviți? Să moară. Mulți dintre noi spunem, mai bine ar fi fost să murim, să nu ne naștem, să avem această, decât să avem această durere. Pe când, de fapt, izbăvirea sau gândul nostru ar trebui să fie la mântuire și la faptul că am putea transfigura această suferință, această durere, această monedă, acest capital într-o valută care să ne permită să cumpărăm împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suferința ar putea fi transfigurată. Iată, în lupta cu păcatul, în pocăință și bineînțeles să fie, dacă vreți, un început bun, o, o, o așezare, o zidire foarte puternică pe stâncă a mântuirii noastre. Pentru că, cu adevărat, când suferi și te gândești la moarte ca fiind... Izbăvire înseamnă că credem sau, de fapt, nu credem în existența lui Dumnezeu, în milostivirea Sa, în iubirea Sa față de om și credem că moartea, de fapt, are ultimul cuvânt în creație. Asta, în mod necesar, ne duce și cu gândul la faptul că suntem produs al hazardului, al întâmplării și că, bineînțeles, toate se trec. Și că noi, așa cum am venit în, la existență, într-un mod, știu eu, întâmplător, s-au combinat azotul cu hidrogenul dintr-o explozie și până la urmă s-a evit prima celulă vie și din aceea, iată, s-a ajuns la om după o te teoria unui șarlatan numit Charles Darwin. Iată că noi credem atunci când suferința din anumite pricini, poate chiar o consecință a faptelor noastre, vine asupra noastră că moartea este izbăvitoare și că moartea are ultimul cuvânt, ci că este de dorit. Aceasta, sigur că e o, este o hulă pe de-o parte, o mare necredință pe de altă parte și o deznădejde uh, în, uh, în uh, lupta noastră împotriva uh, bolii. Dacă am putea spune însă că noi nu ne luptăm împotriva bolii, ci împotriva morții, atunci lupta noastră capătă un cu totul alt sens. Iată acest uh, de, uh, bolnav din uh, uh, Capernaum, acest uh, paralitic, acest om suferind de atâția ani, zace pe o targă, uh, un chip care mai degrabă ne afectează emoțional. Felul în care un om este schimonosit, este torsionat, desfigurat de boală, de durere, chiar propriu fizic, oasele sunt strâmbe, coloana vertebrală privește către pământ, nu are nădejde, este demn de milă. Imaginea aceasta ne produce o suferință, pentru că într-adevăr sufletul omului, omul purtând chipul lui Dumnezeu, are milă, așa cum are milă și Dumnezeu. Și mila aceasta ne produce o suferință pentru că suntem neputincioși să facem ceva și pentru noi când suferim, dar sau mai cu seamă cum am putea să credem că am reușit să vindecăm un astfel de om. Adesea trecem prin aceste suferințe văzând pe semenii noștri, dar ce se întâmplă când trec copiii noștri, părinții noștri, cei pe care îi iubim, cei apropiați, apropiați, prietenii noștri, când sunt într-o asemenea suferință și suntem neputincioși. Cine dintre noi, numai atât spunem, să vadă pe apropiatul său, pe copilul său, într-un într frison, nu spun mai mult, doar în, într-un frison din acela care te zgâlție din toate încheieturile și îți dai seama că odată te cuprinde uh, uh, răceala morții, odată simți pe șira spinării o, o răceală și șiroaie transpirații reci care îți trec pe, pe șira spinării și părul parcă ți se, ți se zburlește în cap pentru că îndată simți îngerul, un înger, un duh care nu este al păcii, care nu este al vieții, care nu este al luminii și al bucuriei, ci un, un duh al fricii, un duh al întunericului. Și atunci, văzându-te neputincios, îți poți da, începi să-ți dai seama că, dincolo de toate acestea, viața omului este ca un fir de ață, târnă de un fir de ață, de un fir de pânză de paianjen. Și dacă Dumnezeu nu ar ține aceste fire, dacă nu ar fi proniatorul, dacă nu ar fi a toate țitorul, a tot țiitorul acestei lumi, acestui cosmos, acestui univers, atunci toate s-ar prăbuși în haos, în anarhie și în cele din urmă în neființă. Deci, dragii mei, văzând omul atâta suferință, își dă seama că nimeni nu l poate scăpa și că numai decât doar cineva dincolo de limitele acestei lumi îl poate salva. De aceea acest paralitic este cu atât mai nenorocit cu cât în mintea sa de multe ori s-a gândit că iată singura mea izbăvire este moartea. Avem în, în structura statelor moderne, a dreptului modern, avem aceste, în unele state din Europa, ceea ce se numește moartea asistată. Tot un soi de sinucidere este, să spunem așa, numai că are, capătă, niște valențe din acestea politico-juridice, adică extrem de viclene, extrem de de rafinate în viclenia lor, dar de fapt este tot o încredere în zeul morții, în idolul morții și că moartea de fapt este o izbăvire. De aceea, în multe state europene și statele zis civilizate, occidentale, această uh, întrerupere a vieții asistate de la cea din pântece, adică uciderea unui prunc și până la uh, uciderea sau sinuciderea Asistată a celor aflați în stadii terminale ale unei boli incurabile, sigur că este nu altceva decât răsturnarea sau înțelegerea stricată a darului vieții. De aceea, dreptul la viață a fost introdus în structura, iată, a. Declarației Universale a Drepturilor Omului este, bineînțeles, prevăzut în Convenția Europeană și toate celelalte. Dar dacă dreptul la viață este o noțiune juridică, cu alte cuvinte, am putea spune că există și posibilitatea să renunțăm la acest drept. Ori, dragii mei, viața nu este un drept. Viața este un dar. Și acest dar naște niște obligații. Orice om de bun simț știe, atunci când primește un dar de la cineva, simte nevoia măcar să mulțumească. Chiar dacă este de complezență, de multe ori spunem nu trebuia, nu trebuia, uh, mulțumesc, dar nu trebuia. Sigur că este o, o formă a unei fâstăceli, poate un, a unei timidități, dar ne bucurăm de darul acela ne bucurăm să primim daruri, ne bucurăm să dăruim, nu știm cum să mulțumim și poate că ar trebui să o facem așa cu toată inima, când primim un dar să spunem mulțumim, mi-am dorit mult acest dar, această carte, această, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai adus darul acesta și uh, simt nevoia să fiu recunoscător prin aceea că te îmbrățișez sau că îți mulțumesc. Altfel este o, o mică ipocrizie că omul nu dorește să, să fie îndatorat, să fie dator. Când primim daruri, cuvântul acesta nu trebuia arată un soi de meschinărie, de micimea inimii. Ba trebuia, trebuia să facem daruri, să primim daruri și să dăm daruri, pentru că totul este un dar, ale tale dintr-o ale tale. Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Când dăruim cuiva ceva, cu toată inima îi dăruim lui Dumnezeu. Sigur, dacă gândul nostru nu este meschin și nu vrem să îndatorăm, să articulăm asta într-un mod fă fățarnic, atunci este limpede că darul acela este făcut lui Dumnezeu ca recunoștință pentru darul vieții, pentru darul bucuriei, pentru iubire, pentru o floare, pentru culori, pentru natură, pentru zidire, pentru toate celelalte. Așadar, dragii mei, viața este un dar și un dar te obligă față de cel care ți-a făcut darul. Nu putem să întoarcem darul acesta, adică să dăruim și noi viața lui Dumnezeu, deși primind viață am primit și harisma, adică darul de a face viață, de a naște oameni. Iată, în univers Dumnezeu nu mai face oameni, nici însuși Dumnezeu nu mai face oameni, ci doar femeia naște oameni. Sigur, într-o complementaritate absolut minunată cu bărbatul. Ei fiind una iată, nasc oameni. Deci, din darul vieții pe care l-au primit oamenii, răspund acestui dar cu obligația aceasta de recunoștință și de a înmulți darul vieții. De asemenea, însă, faptul că viața înțelegem în cheia aceasta, în lumina aceasta, că viața este un dar, și că, de fapt, viața nu este un drept, ci o sumă de obligații pe care le avem față de Dumnezeu, față de familia noastră, față de semenii noștri, față de cei care ne iubesc, față de familia lărgită, față de biserică și față de neamul nostru în care ne-am născut și că noi suntem o sumă din darurile, din harismele acestui neam prin strămoșii noștri. Prin identitatea noastră și atunci viața devine o obligație minunată, o obligație care te bucură, te umple de fericire, care te desăvârșește, de fapt te face om. De aceea, viața nu poate fi gândită numai ca un drept într-o multitudine de alte drepturi, nu știu, la ecologie, la un mediu sănătos, dreptul la a fi asistat medical și toate celelalte. Nu este numai atât, nu este numai un. materializarea sau, dacă vreți, e... instrumentarea instrumentalizarea unor. Uh, uh, unor drepturi pe care le dobândești, subsidiare pe care le dobândești ca, ca om care are dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la gândire, la conștiință, libertatea de conștiință și toate celelalte. Ei bine, dacă poți să renunți la unele drepturi, la dreptul la viață, nu putem renunța. De aceea, iată că de multe ori, ne gândim că poate slăbănogul acesta, ca mulți dintre noi, a cârtit, a fost nerecunoscător lui Dumnezeu, cel care i-a dat viață, spunând, Doamne, de ce mai făcut așa? Ce înseamnă asta că toți ceilalți, iată, merg, pot să danseze, pot să zboare, pot să zburde, pot să facă atâtea și atâtea lucruri, iată, să meargă? pe mare, să meargă în aer, să meargă sub pământ, sub apă, iar eu abia reușesc sau poate nici nu reușesc să duc apa la gură. Trebuie să fiu umilit de fiecare dată când am nevoi fiziologice. Nu am putut să dansez, nu am putut niciodată să îmbrățișez, să strâng în brațe o fată sau un băiat dacă este femeie, să nasc prunci, câte altele, nu am putut niciodată să mă îmbrac frumos, nu am putut să fiu mireasă, nu am putut să fiu mire, câte mii și mii și milioane de gânduri vor fi trecând prin mintea unui om care suferă. Dacă noi, care suntem sănătoși și le avem pe toate dăruite și suntem atât de nerecunoscători și de cârtitori, cum poate să fie oare și ce gânduri se pot zămisli oare în mintea unui om care suferă atât de mult, care toată viața sa, iată, a stat întins pe o lespede mai rău decât un animal și care se târie mai rău decât un animal care face asta firesc. Șarpele se târie și se e, încolăcește sau se, dacă vreți, se mișcă dintr-un loc în altul în mod firesc, așa cum este el alcătuit. Dar ca om să nu poți să ridici capul către Dumnezeu, să nu poți să stai biped, să stai, poți să stai în picioare, să nu poți sta drept, adică demn, cu coloana vertebrală îndreptată spre Dumnezeu. Îmi dau seama acum ce descoperire a făcut Duhul Sfântului Brâncuș. Mi-a venit gândul acesta și aș vrea să vi-l spun că Columna aceea extraordinară se aseamănă și cu coloana vertebrală a unui om, coloana vertebrală a unui neam, care nu este numai decât, eu știu, o, o înșiruire de, de verigi, de oase, ci înseamnă identitatea care este toată îndreptată spre Dumnezeu. Închid această mică digresiune, poate care n-ar fi avut loc, dar ne putem da seama ce înseamnă acest paralitic întins pe o targă care are coloana vertebrală îndreptată spre pământ încovoiată și care nu mai are chip de om decât dacă în interiorul său caută răspunsuri și dialog cu Dumnezeu. Acest paralitic, iată, dragii mei, are un dialog cu Însuși Dumnezeu. Iertate îți sunt, fiule, păcatele tale. Deci, pe de-o parte, acest om care este lepădat de ceilalți oameni, în ce fel lepădat, este marginalizat, nu este luat niciodată în seamă sau în vreo socoteală omenească decât la nevoi primare, instinctuale, să spunem așa, ca animalele, cum ai hrăni uh, boul din o gradă sau cum ți-ai hrăni hamsterul din Colivie și ai o obligație, să spunem așa, și conștiința te duce că este vorba de o viață acolo, tot așa, cam tot așa ne purtăm cu semenii noștri care sunt cu totul de o ființă cu noi și socotim doar atât cât să putem și nici atunci cât trebuie să le dăm medicamente, în sfârșit un acoperiș, asigurări sociale, cum le spunem noi, asistență socială, medicamente, spital și toate celelalte, dar nu avem niciodată un plan cu ei nu ne facem planuri vrodată. cine s-a gândit vreodată să-și ia în vacanță familia, să meargă, nu știu, la 5 stele, all inclusiv, cum se mai vorbește, și să meargă la un orfelinat, să ia un copil paralizat în cărucior și să-l ia în vacanță. Nimeni, absolut niciodată, n-a gândit așa ceva. Nu e în firea noastră să gândim așa ceva. O vom vorbi vreodată, sigur că se fac acțiuni, ONG-uri care duc copiii la munte să danseze, chiar și cei în cărucioare să, să se dea cu schiurile. Dar dragii mei, absolut niciodată nu cred că cineva și-a făcut milă sau s-a gândit când și-a făcut planurile de vacanță să meargă să ia un astfel de om care zace pe o targă undeva, într-un spital, de paraplegici, cu bolile acestea degenerative, care fac imposibilă locomoția, mișcările firești, și chiar unele uh, afecțiuni neurologice sunt atrase uh, odată cu degenerescența aceasta. Cine dintre noi s-a gândit vreodată? E bine, nimeni, dragii mei. Poate nici părinții unui astfel de copil, poate nici frații poate nici cei mai apropiați, poate nici mama, din pricini binecuvântate, să spunem, pe care nu le discutăm aici. Dar nimeni niciodată nu s-a gândit la oamenii aceștia în felul acesta încât să-i includă în planurile sale, zicem, în toate planurile sale. Și totuși, dragii mei, este cineva care face asta. Iar acel cineva este persoană, este Dumnezeu întreit în persoane care, deși a îngăduit această suferință, această nenorocire, a gândit un plan din veci pentru om, pentru acest și pentru acest om, alături de. Cei care sunt paralizați de păcate, să spunem, care arată mult mai rău decât un paralitic din acesta pe care ni-l imaginăm pe o targă. Fiindcă paralizia păcatelor, care este nevăzută, care aduce frică, care aduce meschinărie, ipocrizie, viclenie și toate răutățile. Ei bine, acea paralizie este mult mai urâtă, mult mai desfigurată, desfigurează mult mai mult chipul omului. Și cu toate acestea este cineva care și-a făcut un plan ca să fie în veșnicie și cu acel paralitic, și cu acești paralitici care nu arată la exterior, nu somatizează, să spunem așa, paralizia musculară, osoasă și așa mai departe anchiloza. Ei bine, acela este Dumnezeu și mai mult decât atât să spunem, sau mai aproape decât o noțiune abstractă am putea spune că este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat care a venit în lume să ridice păcatul lumii, adică ca omul să nu rămână în acea paralizie și în această paralizie a păcatelor în veșnicie, să nu se despartă de lumina lui Dumnezeu și ca acea paralizie să fie vindecată și aici, în lumea aceasta, dar mai cu seamă în veșnicie. De aceea va spune prima dată acest cuvânt fiule. Adopția, Dumnezeu ne adoptă ca fii, în ce fel? Pentru că suntem uniți cu fiul său și prin unire cu fiul său cel născut din veci din tatăl fără de mamă și născut în timp din mamă fără de tată adică Isus Hristos devine prin împărtășie în Duhul Sfânt cu noi devine frate al nostru și prin aceasta prin suferința din iubire pe care o aduce pentru noi pentru ispășirea păcatelor noastre, ne face pe noi fi și moștenitori ai împărăției împreună cu El. Așa ceva, iubiții mei, nu există în nicio filozofie. Așa ceva nu este de la om, nu putea fi gândit de om și este copleșitor pentru orice suflet. Atunci când ești îndurerat, nu crezi lucrurile astea, pentru că mintea ta este cu totul coborâtă spre durerea ta, toată energia ta se concentrează acolo și nu mai simți iubirea lui Dumnezeu. Ce iubire de a lui Dumnezeu poate să fie asta că eu sunt atât de nenorocit și totuși este cineva care te-a inclus în planurile sale în veșnicie, așa cum este omule. Mai mult decât atât, El îți va îndrepta coloana, coloana duhovnicească a sufletului tău. Îți va da pocăință și lacrimi, ne va da pocăință și lacrimi pentru păcatele noastre. Și dacă nu, de ce nu și pentru cele ale vrăjmașilor noștri? Va da lacrimi de pocăință și lacrimi de bucurie, că iată Dumnezeu a coborât printre noi și a spus: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Doamne, oare ce-am vrea mai mult în lumea aceasta? Să, fie, să fim amnistiați, grațiați, să ni se ierte creditele, să ni se împlinească dorințele să ne răzbunăm pe cei care ne-au făcut rău, să toate celelalte dorințe ale noastre, de la cele mai mici până la cele mai vinovate, de la cele firești până la cele nebunești, ce-am vrea mai mult aceasta sau să auzim și noi, fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Și iată că zicând aceasta, paraliticul se ridică, dragii mei. Nu numai că se ridică și structura osoasă poate să se susțină pe sine și celelalte organe, nu numai că mușchii, care practic nici nu mai există, sunt atrofiați, încep să funcționeze, nu numai că articulațiile degetelor, ale picioarelor, ale mâinilor nu sunt osificate, nu sunt anchilozate și încep să funcționeze cu tot ce înseamnă lubrifianții aceia acolo, cartilagile acelea acolo, ci iată că omul acesta poate să susțină și greutatea trupului său, poate să-și ia și patul acela din scânduri care trebuie să fi cântărit cel puțin 10-20 de kilograme și să-l ia în spate. Dragii mei, acest lucru nu este din lumea aceasta, nu este posibil decât dacă Dumnezeu face lucrul acesta și îl face, iată, numai cu cuvântul, așa cum a făcut lumea aceasta la început. Îi iartă păcatele, iertarea păcatelor are ca și consecință, iată, vindecarea de boală și mai mult decât atât, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest paralitic va fi veșnic în bucuria și în slava lui Dumnezeu. În acest timp, noi cei care privim această scenă uimitoare, care depășește mintea noastră, cârtim ideologic, fiindcă nu se potrivește, spunem noi, ceea ce a spus acesta cu ideologia noastră. Cine oare poate să ierte păcatele și prin această întrebare, arătăm că am fost echipați cu aparatul critic care poate pune întrebări ce ne vor duce negreșit la răspunsuri sau la că vreți negreșit la adevăr. Răspunsul sau căutarea până în ultima esență a răspunsului la această întrebare cine poate să ierte păcatele și cu răspunsul numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, prin urmare, printr-un silogism absolut banal, putem să ne dăm seama că acesta care a iertat păcatele și care spune ce este mai lesne, a dat din gură să spui așa câteva cuvinte, care se împlinesc sau nu, borboroseli, sau să cuvintele pe care le spui să se și întrupeze, să se și incorporeze, să se și materializeze. Ei bine, iată de ce gândiți cele necurate în inimile voastre. Adică văzând că evidența aceasta depășește orice fel de calcul meschin, fie el și rațional, fie el și logic, fie el și matematic, de este depășit în chip minunat spre bucurie, spre lumină, spre bine. Dar pentru că nu-l puteți ține în tărtăcuța asta, în limitele minții voastre, acolo unde țineți interfața anumită creier, dar care nu este minte, ci este un mușchi, dacă vreți. Care, sigur, prin neuroni face niște sinapse, niște conexiuni, dar ar fi acestea posibile fără o putere, o voință, o iubire dincolo de această lume văzută? Ar fi oare cu putință ca niște mușchi să se reconstruiască numai cu cuvântul? dacă nu putem cu chiureta, dacă nu putem cu nu știu ce aparate, cu nu știu ce operații, cu nu știu ce înlocuiri, cu nu știu ce proteze absolut minunate, cele care fac degetele să miște acolo unde nu mai sunt sau picioarele să alerge acolo unde sunt amputate, dar nu sunt picioare, sunt dispozitive din metal fără viață. Ei bine, da, dragii mei, este cu putință și dacă noi am cere lui Dumnezeu acest lucru, Doamne, iată zac pe patul acesta de moarte în care m-au adus păcatele mele. Sunt paralizat de frică, sunt paralizat de micime sufletească, de neputință sufletească, de necredință și de toate celelalte, de invidie, de pismă, de orbire, de întunecarea minții, de necredință, de nedragoste, de deznădejde. Doamne, ajută-mă să mă ridic, numai cu cuvântul spune, și iată mă voi ridica de pe acest pat. Iar Domnul ne va spune, la această mică rugăciune, smerită rugăciunea buzelor noastre, dar din adâncul inimii, din adâncul deznădejdii noastre, din iadul deznădejdii noastre, de vom spune acestea, Dumnezeu negreșit ne va auzi și ne va spune, Fiule, ridică-te iertate îți sunt păcatele tale. Of, Doamne, dacă am auzit cuvântul ăsta, vreodată dacă îl vom auzi, va fi poate cel mai frumos, sigur cel mai frumos moment din veșnicia noastră. Dragii mei, să aveți, suntem la sfârșit, să aveți parte de un post binecuvântat, cu putere multă, cu credință și să ne întâlnim cu toții la momentul nașterii în veșnicie a Mamei lui Dumnezeu.